Eu sunt doamna Dorotea și ea e Sofia. Bună, doamna Dorotea, hai vă să-mi Sofia. Astăzi o să vă spunem povestea Esterei. Aghes, pe lastul menge povestea gata Estera. De mult trăia o fată pe nume Estera. De mult trăindea și căia care la Estera. Ea nu avea părinți. La nasolă de haidat. Era crescută de unchiul ei, Mardoheu. S-a născut-o creștindela la conunchiul Mardohei. Ea era foarte frumoasă. S-a la foarte șucar. Avea o inimă bună. S-a la echilo blașo. Și iubea mult pe Dumnezeu. Aprendea mult de Dumnezeu. Într-o zi, regele își căuta o soție. Antic zi, o regele rodea pe scăromnii. Trebuiau să meargă toate fetele. Pe unde trăgeam sale romnie. Dar dintre toate, împăratul a ales-o pe Estera. O împărat-o îndindeam se la Estera. Așa că Estera a devenit împărăteasă. Aia dacă există, a devenit neîmpărăteasă. Ea trăia într-un castel mare. Voi trăindem din castelul baro. Într-o zi, unchiul ei a venit la ea să-i ceară ajutor. Antic zi la conunchiu avile, te mângâla ca ajutorul. Un om rău voia să-i ucidă poporul. Manuș vengealo, cam blate ucine lângă poporul. Trebuie să mergi la împărat să ne salvezi. Trebuie să deja cu împăratul te salvinez a mei. Îmi e frică. Mi-e da rau. Trebuie să mergi. Trebuie deja. Bine, voi merge. Bun, ce degeaba. Dar mă voi ruga înainte. Și te mângăuă, mă, înainte. Estera și-a luat o rochiță frumoasă. Estera linde pe scăgăgat faină. S-a rugat. Hai, mânglete. Și a mers la împărat. Hai, de la cumpărată. Când a văzut-o împăratul, s-a bucurat. Când a declarat la împărată, bucură îndată. Dar când a aflat că oamenii răi... Când aflindecăle mănușa bengheale, voia să-i omoare poporul. Când blete omul doare lângă poporul, s-a enervat. A nervinepe. Dar a ajutat-o pe Estera. A ajutat-o la Estera. Și întregul popor. Hai, întregul popor. Și noi putem fi ca Estera. Avem și în asta vasare Estera. Când avem nevoie de ajutor. Când aseamnă nevoie de ajutor. Și ne e frică. Hai, amângă e frică. Ne putem ruga lui Dumnezeu. Și ce manga să mică Dumnezeu. Și El ne va ajuta. A văzut să te rechine la mine. Nu uitați. N-au tine. Că săptămâna viitoare. Că e săptămâna viitoare. Vă așteptăm la o altă poveste. Ajucăra să mi chiar poveste. Vă pupăm! Iubina stumeni! Zici că toate mașinile au trec cu lăzărăia, mă! Câini, mașină! Unde ești? Era crescută de un... Bună, eu sunt Ana Dorotea și ea e Sofia, iar el este un câine. Doamna, eu nu sunt mașină și merg singură de aici acasă, doamna. Hai, veni să plecăm. Hai, spune. Cum am uitat.